Okay. Aleluia. Chiamă-mă și strigă să vin, să las îndurare peste țara aceasta, căci vrăjmașul vrea un val mare de durere să vină, să fie acoperitor și colț din țara aceasta cu durere și cu plâns, și orice familie să sâmțească scenă fermene graitoșilor durerea despărțirii. Că și vrăjmașul vrea chiar vărsare de sânge să facă în țara aceasta, dar nu puțin sânge să fie vărsat, să fie mult, mult, și unele părți a țării acesteia să fie chiar sângele călcat în picioare. Dar iată că dacă eu sunt chemat în ajutorul, iată că eu vin și pun protecția mea peste țară, și tot necazul dau pe altă parte de pământ, veți auzi lupte, veți auzi căvrăsare de sânge, veți auzi pierderi de viață multe la număr și veți spune, bun a fost Domnul, căci pe noi ne-a ocrotit. Pentru că în vălmășală vrăjmașul vrea să o pornească de la un lucru mic, care nu-i cu mare valoare, dar vrea să fie o învălmășală mare și vrăjmașul să vină un duc de răzbunare peste câțiva și apoi aceștia să facă ca să s-ațâță țara întreagă și luptele să fie crânșune, copii să rămâi orfani, părinți să fie despărțiți de copii și copii să fie aceia care să fie duși departe și robi în luptele altora. De aceea, poporule, astăzi este ziua, ascultă-mi glasul, chiar dacă îți pare că nu prea are însemnătate lucrarea aceasta, căci vedeți că și pară că binecuvântările cresc, casele se înmulțesc și fiecare parcare belșug. Unii spun, dar pământul este în lung și în larg, noi îl părăsim la orice înștiințare și plecăm, dar vine vremea când nu se va putea trece nici un pas, nici pe o parte, nici pe o parte, nici pe alta, nu se va putea trece și cei care sunt departe vor fi izgoniți și goniți să vină în țară, ca să fie în suferință și în necaz. De aceea, poporule, te sfătuiesc, roagă, te postește, strigă, pune preț pe sfaturile mele și cheamă-mă în ajutor și eu voi fi sprijinul tău, că voi mai lăsa în can de îndurare, eu voi judeca pe cel care vrea să se răzbune, mă voi judeca eu și dacă împărați de rândul i-am nimișit, când au vrut să lupte cu poporul meu, voi nimiși pe răzbunători și răzbunătorii vor fi pierduți, iar țara va rămâne în pașe și în liniște și voi. Veți mai putea locui în corturi, veți mai avea pâine pe masă și veți putea să mergeți ca să vă câștigați pâinea de toate zilele și veți spune încă e bun Domnul, căci Domnul va lăsa în zorii unei dimineți să se audă un vuiet, dar dacă este strigăt, Domnul oprește deodată și nu se pornește răzbunarea vrăjmașului. Amin.